14 și 47 de minute. Probabil că celor mai harnici la învățătură elevi li s-a făcut de pe acum dor de școală și se gândesc că la 1 septembrie vor merge într-o școală cu clasele luminoase, spațioase, curate, renovate, etc. Și elevii din satul Aluato își doresc acest lucru și ard de nerăbdare să vină la gimnaziul lor, să intre în aceste clase frumoase pe care le au pregătite deja, grație și Asociației Unioniste Unirea ODIP, care a lansat o campanie de salvare a acestei școli aflată anterior într-o stare deplorabilă. La fața locului, chiar astăzi, ca să vadă cum decurg lucrurile, s-a deplasat Vlad Bilețchi. Revii probabil deja, ori mai ești la Aluato? Sunt aici, sunt chiar acum aici lângă școală. Am venit împreună cu câteva televiziuni care iau interviuri de la meștri, de la localnici, de la directori și de la părinți. Am reușit împreună cu sprijinul celor din diaspora noastră, moldoveni, români plecați peste hotarele țării, să colectăm puțin peste 12.000 de euro și cu acești bani, împreună cu hărnicenia localnicilor și a meșterilor noștri, să reparăm 6 sale de clasă, biblioteca, sala de muzică și cele două laboratoare din școală. Cu alte cuvinte, toate încăperile de studiu sunt complet reparate. Am reușit să sensibilizăm opinia publică și să punem puțină presiune pe guvern, astfel încât Guvernul Republicii Moldova a alocat 453.000 de lei pentru reparația coridoarelor și a sistemului de iluminat. Iar statul român, ca de obicei, nu se lasă mult așteptat și a contribuit cu 2.500.000 de lei pentru reparația completă a acoperișului, a fațadei, respectiv izolarea termică și geamuri termopan, astfel încât un bloc din cele trei arată nou din temelie. Dar cu ce prilej, care a fost evenimentul de astăzi pentru care v-ați deplasat? Astăzi am reușit să încheiem total orice lucrări de reparații în aceste săli de clasă, bibliotecă, sala de muzică și laboratoare. Altfel zis, încăperile sunt perfect gata pentru ca copiii să intre și să primească studii. Școala, în limba lor maternă, în limba română, la ei acasă. Școala din Aluato a fost vizitată astăzi și de elevi și de părinții acestora? Da, au fost și elevii și părinții și au văzut sălile de clasă, sunt impresionați, sunt plăcut surprinși și sunt foarte recunoscători tuturor celor care au pus umărul și încă mai pun, apropo, pentru că chiar ieri am făcut un ultim apel de solidaritate, mai era nevoie de 1.000 de euro pentru a ne achita cu muncitorii, care au făcut într-un timp record, doar 3 săptămâni au reparat toate aceste încăperi. Sunt pregătite conform tuturor standardelor europene. Este pusă plasă, este pus lac, sunt aplicate toate suprafețele pentru ca această școală să fie într-o exploatare corespunzătoare minim 10-15 ani. Vlad, bravo pentru că ați reușit să sensibilizați atâta lume și să reușiți să faceți acest lucru care cu siguranță intră în istoria frumoasă a acestei localități și a acestei școli de limbă română din satul Aluato, raionul Taraclia. Și încă o dată ne convingem că vorbele sunt vorbe, dar dacă sunt urmate de fapte, este extraordinar de frumos. La școala din Aluato, pe 1 septembrie, copiii vor avea o mare sărbătoare, dublă sărbătoare, da? Așa este, pe 3 septembrie, copiii când vor veni la școală vor avea o plăcere să intre în acest fel de clasă, pentru că anterior le cădea tencuiala în cap și era un miros îngrozitor de mucegai. Dar fiind faptul că 30 de ani a curs podul acestei instituții și nimeni nu s-a ocupat, nu s-a îngrijorat de această situație, pentru că este o insulă a românismului înconjurată de alolin, de alte etnie decât cea română, sunt sigur că astfel de exemple, pe lângă marșurile și acțiunile pe care noi de obișnuim să le facem, dar asemenea proiecte strategice, școli, grădinițe, infrastructură, vor convinge oamenii din cotro să ieși bunăstarea și în cotro trebuie să ne îndreptăm cu toții spre reîntregirea noastră națională. Pentru că am demonstrat încă o dată, sloganul Unirea face puterea a funcționat în acest caz. Localnici, meșterii, diaspora, noi, Asociația Obștească, cu toții împreună, cot la cot, am reușit să facem un lucru minunat în acest colțișor de țară.
Probabil toată lumea împărtășește cu voi această bucurie și să o încununăm și cu o melodie care să fie pe placul tuturor.